Dacă doriți să deschidem Biblia în Romani, capitolul 2, versetul 14 și 15, haideți să ne ridicăm. Cuvântul care spune astfel: când neamurile, măcar că n-au o lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul lor și gândurile lor, care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și în această seară să ne dea un cuvânt. Dragii mei, eu sunt prea slab, eu sunt prea neputincios ca să vă pot da ceva care să rămână în sufletele dumneavoastră. Putem să dăm anumite lucruri care să rămână în minte, să vă bucurați, dar numai Domnul Iisus poate prin Duhul Sfânt să atingă Duhul nostru. De aceea să ne rugăm ca Dumnezeu să o facă aceasta prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. În timpul care l-avem la dispoziție, m-am frământat mult, sunt multe care s-ar putea spune pentru tineri și pentru noi ceilalți, dar am rămas la acest cuvânt în care Biblia ne prezintă aceste două lucruri și ne vom opri în mod special la unul dintre ele, și anume că în viața noastră, noi, Dumnezeu a pus două lucruri. Și spune aici despre gânduri, o parte inima noastră, gândurile noastre, dar de asemenea vorbește despre cuget. Era ieri dimineață un cuvânt și la ora de rugăciune și un cuvânt despre inima curată, despre cugetul curat. Și la asta vreau să ne oprim. Poate că nu este o temă prea uzuală, prea potrivită pentru tineri, am spune noi, însă vă asigur că dacă vine din partea Domnului, Domnul vrea să ne vorbească și să ne cerceteze în privința cugetului. Și mă rog ca Dumnezeu să o facă. Iată ce spune aici cuvântul Domnului, că lucrarea aceasta este în inima noastră, este scrisă, și despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor. Două lucruri diferite. Biblia, când vorbește despre gânduri, despre totalitatea gândirii noastre, ce spuneam aseară, sufletul, Biblia vorbește despre, de fapt, despre inima omului. Nu inima aceasta de carne, ci inima în care omul gândește, simte, de fapt, sufletul. De asemenea, când vorbește despre cuget, cugetul este diferit de această inimă, de gânduri. Și Biblia, vorbind despre cuget, ne atrage atenția asupra câtorva lucruri extrem de importante ale cugetului. Vă amintesc din cuvântul Domnului Iisus, dumneavoastră cunoașteți, Matei capitolul 6, în predica, Matei capitolul 5, predica de pe munte, versetul 8, vorbind despre inima curată, și veți găsi în Biblie inima uneori folosindu-se și pentru cuget, și aici cred că la asta se referă: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ele se interschimbă, în Biblie nu intru în detalii, dar rămânem la cuget. Adică spune cuvântul Domnului că aceia care vor avea cugetul curat, îl vor vedea pe Dumnezeu. Ceea ce este extrem de important, că noi suntem aici și voi sunteți aici, dragi tineri, cred dintr-un singur scop: noi dorim să-L vedem pe Dumnezeu. Noi dorim să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Dar iată o condiție extrem de importantă în privința cugetului: să ai inima curată, să ai cugetul curat. Apostolul Pavel, scriindu-i lui Timotei, și dumneavoastră ați mai auzit aceste cuvinte, 1 Timotei capitolul 1, versetul 5, erau pomenite și ieri dimineață, versetul 5 spune așa: ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. 6. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, inima curată, cugetul bun sau cugetul curat și credința neprefăcută, spune, unii, pentru că s-au depărtat, iată finalul lor, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Dacă ați fost atenți la cuvântul Domnului spus în această seară prin glas profetic, spunea Domnul că unii se vor înșela, unii vor fi amăgiți. Cum se întâmplă amăgirea aceasta? Pentru unii amăgirea se întâmplă că pleacă în lume sau pleacă în altă parte unde pocăința este libertină, își permit.
dar pentru alții, și cea mai mare amăgire este să rămâi în poporul Domnului, să crezi că mergi bine și totuși la final Domnul să spună: te-ai amăgit, te-ai amăgit. Iată cuvântul acesta spus aici: ținta poruncii este dragostea. E dragostea aceasta, dragii mei, ca ea să înflorească, să crească în viața noastră, ea trebuie să fie păstrată într-o natură, într-un mediu propice. Și mediul acesta, acestea trei sunt: inima curată, cugetul bun, credința neprefăcută. Iată versetul 19. Spune lui Timotei: porunca pe care ți-o dau 18, fiule Timotei, este să te lupți lupta cea bună, așa cum auziți, să păstrezi credința și un cuget curat. Exact ce vreau să vorbim în seara aceasta. Un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Și finalul: nu contează că ești proroc, nu contează că ești botezat cu Duhul Sfânt, nu contează că ești cel mai mare predicator, nu contează că știi să cânți bine la trompetă, la pian, la oricine, oricine ai fi. Cine pierde cugetul curat, finalul lui este pierzarea. Așa spune aici: să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. De aceea pentru voi ca tineri poate vă întrebați: ce treabă are asta cu noi? Ce ne trebuie nouă să auzim lucrurile acestea? Nouă să ne vorbiți despre altceva. Dar dragii mei, Apostolul Pavel, când vorbește în Scripturi, mai multe rânduri vorbește despre acest cuget curat. Și este condiția ca omul, tânărul, să fie binecuvântat. Rămânem la noi, la tineri. Dar pot să vă spun cu certitudine că sunt proroci, sunt păstori, sunt slujitori, predicatori, oameni mari, oameni cu nume, care au căzut în fapte și în păcate foarte grele. Nu dăm nume, că nu e asta treaba noastră. Care au căzut în păcate grele și când s-a auzit, eu asta și m-am întrebat. Și mulți se întreabă: Doamne, cum s-a putut să cadă așa? Cum se poate un proroc care vorbește de la Dumnezeu, un predicator, un slujitor, dar să rămâne la noi tineri, un tânăr care a crescut în biserică, cum se poate să ajungă în păcate grele? Știți cum se poate? Că finalul în care ajunge unul sau altul, nu aceea e mirarea. Problema este că undeva pe parcurs, cândva, și-a pierdut cugetul curat. Și-a murdărit cugetul. De aceea problema cugetului, dragii mei, este esențială. Realitatea care Dumnezeu a pus-o noi, cugetul acesta, care este, am putea spune, ca un câine de pază. În momentul în care noi, mergând prin viața aceasta, greșim, ne abatem, facem o greșeală, vorbim ce n-ar trebui să vorbim, știți ce se întâmplă? Vine Duhul Sfânt și la nivelul cugetului ne mustră. Te uiți la o imagine, te-ai uitat la un film, ai deschis telefonul și ai spus stau numai 5 minute pe Facebook și ai stat o oră, ai stat două ore. Vine Duhul Sfânt și te mustră și tu simți mustrarea Duhului Sfânt. Tu simți că ceea ce ai făcut, n-ai făcut. Și eu o simt. Și eu o simt când Duhul Sfânt mă mustră. Dar cei mai mulți aleg să ignore. Nu știu dacă v-am spus data trecută când am fost, dar ultima călătorie în Africa, eram la o seară de părtășie și ne-am rugat cu frații acolo la masă. După masă am avut o părtășie. Seara era deja întuneric, cu frații care eram plecați. Și la un moment dat, în timp ce ne rugam, vine Duhul Domnului și îmi spune: tu te rogi cu frații tăi, dar ieri ai râs de ei. Și am zis: Doamne, dar cum că... Știu să-mi ce s-a întâmplat ieri. Ce se întâmplase cu o seară în urmă era că eu am ajuns mai târziu dintr-o misiune unde am fost să predic. Și în timp ce luam masa, frații undeva mai deoparte cântau și au luat o cântare prea sus. Și s-au chinuit. Cineva a făcut o remarcă: măi, nu o să ducă cântarea bine. Și așa a fost, n-au dus-o prea bine. Și eu am zâmbit și am zis: nu o să ducă bine. Ce-i vinovat în asta? La ce e așa grav? Am făcut o remarcă. Ei, în timpul rugăciunii, în timp ce eram acolo la părtășie cu frații în rugăciune și Domnul a început să ne cerceteze, a venit Duhul Domnului la cugetul meu și a spus: tu te rogi cu frații tăi, dar aseară ai râs de ei. Și am început să mă scuz, să spun: Doamne, dar eu n-am râs cu răutate. Am aprobat și eu ce a zis. Nu. Și nu m-a lăsat Duhul Domnului. Și în momentul ăla am știut: dacă nu-mi cer iertare,
Duhul Domnului nu mă mai însoțește. S-a încheiat rugăciunea, cu toată smerenia trebuie să plec apă, să spun, frate, vreau să vă spun ceva, vreau să-mi cer iertare de la frații aceștia care aseară au cântat și am făcut o remarcă care n-a fost bună. În momentul acela am simțit cum s-a luat o piatră din inima mea. Pentru că atunci când noi creșim înaintea Domnului, cugetul nostru ne mustră. Și noi alegem să ascultăm de cuget, de îndemnul cugetului, sau alegem să nu ascultăm. Și ai deschis telefonul și te-ai uitat și te-ai uitat la un film și cugetul te-a mustrat, dar ai zis, las că n-are nimic. Dar nu știu eu că toți băieții se uită. Dar toți băieții se uită. Dar nu se uită toate fetele. Dar eu știu, toate prietenele mele se uită. Și ai ales să ignori îndemnul cugetului. Ei, cugetul acesta, el la început, el este un cuget bun care ne însoțește, care ne atrage atenția. Numai că Biblia ne spune că la un moment dat cugetul se poate întuneca. Iată ce spune Biblia în Romani, în capitolul 2. Mă iertați, capitolul 1, Romani 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și acum auziți, care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Asta putem să facem noi. În momentul când vine Duhul Domnului și spune, filmul la care te uiți nu este bun. Tu nu ai voie să stai botezată de Domnul cu Duhul Sfânt să te uiți la lucrurile acelea. Eu am mai spus-o asta. Nu pot să înțeleg cum o tânără botezată de Domnul cu Duhul Sfânt își permite să aibă pe telefon TikTok. N-am explicații pentru asta. Decât că unii vor neapărat să ajungă blestemat, să ajungă în lume și în final să ajungă în iad. Ce este acolo care îl onorează pe Dumnezeu? Că au pus unii niște predici sau niște shorturi, aia pentru cei din lume, se pocăiască ei. Tu n-ai nevoie de astea. Și vine Duhul Sfânt și te mustră și spune, închide-le. Și spui, Doamne, mai puțin. Și Duhul Sfânt nu posedă. Nu vine Duhul Sfânt să strice internetul. Doamne, dacă e voia ta să nu mai stau pe TikTok, să strice telefonul. Bă, poate să facă Dumnezeu așa o... Dar trebuie să-l închizi tu. Dumnezeu ți-a dat putere ție să ștergi aplicația, să-ți închizi contul. Pentru că în momentul în care refuzăm să ascultăm de îndemnul cugetului, în cugetul acesta se întunecă, spune aici, oameni care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Iată mai departe, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu a fost descoperit. În adevăr, spune 20, de o parte, nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu și voi cunoașteți pe Dumnezeu și voi știți că nu este voie. Și noi știm ce-i voie și ce nu-i voie, dar alegem uneori să călcăm cuvântul Domnului, să călcăm îndemnul cugetului. Știți ce se întâmplă atunci cu cugetul? Uite ce spune Biblia aici. Fiindcă măcar că au cunoscut, nu l-au proslăvit, nu i-au mulțumit, s-au dedat la gânduri deșarte. Frate, ce are că stau și eu puțin și mă uit? Iată ce se întâmplă. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Începe cugetul să se întunece și încep să auzi tot mai puțin și mai puțin mustrarea Domnului. Până acolo încât știu tinere care mi-au spus, frate, pe mine nu mă mustră cugetul. Eram de mult cu un tânăr la o discuție, nu era mărturisire, l-am chemat eu deoparte și acolo în Buză vorbeam cu el, el spunea că a primit un dar din partea Domnului. Am stat de vorbă cu el și am întrebat, auzi, cum este viața ta? Lăsase și ceva cioc și mă rog, și alte probleme. Și am spus, auzi, ce se întâmplă cu tine? Frate, eu nu mă potignesc în lucrurile acestea. Păi, dar tu, dacă Domnul ți-a dat un dar, nu mai e problema dacă te potignești tu. În momentul când Domnul te-a chemat să slujești în față, să ieși în față, nu mai e problema că te potignești tu sau nu te potignești tu. Că Pavel spune în 2 Corinteni 6:3, noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Problema nu mai e că te potignești tu sau nu. Problema este că oricine te ascultă trebuie să poată lua cuvântul care e în gura ta ca venind din partea Domnului. Dar nu mă mustră cugetul. Pe cum să te mustre cugetul? Că de atâtea ori l-ai ignorat încât nu-ți mai vorbește. S-a întunecat.
Inima se întunecă, cugetul ajunge înnădușit. Nu mai rețin când am auzit o întâmplare, poate că o știți, o spun și eu, că e importantă pentru discuția noastră. Spune că un vânător avea un câine și într-o seară a venit obosit de la vânătoare, s-a culcat acasă și la un moment dat, în timp ce el dormea, a început să latre câinele foarte tare. A ieșit la el, s-a trezit supărat, s-a ridicat din pat și a ieșit la el și a spus: taci-mă din gură, marș în coteț sau cum o fi avut el acolo. Și câinele a intrat în coteț. S-a culcat vânătorul acesta la loc și după ce a dormit, din nou câinele latră foarte tare și omul supărat din nou se ridică și spune: taci și marș. A treia oară când se întâmplă asta, vânătorul nimeni spune: ia pușca și îl împușcă. Și-a spune istoria. Și acum a dormit bine. A dormit bine, nu l-a mai deranjat nimeni. Doar că dimineața prădaseră hoții. Asta se întâmplă cu cugetul nostru. Dumnezeu a pus cugetul ca un câine de pază să ne atenționeze când greșim. Să te atenționeze când nu te-ai îmbrăcat cuvincios. Când n-ai vorbit cuvincios. Când te-ai uitat unde nu trebuia. Să ne atenționeze când n-am avut o atitudine respectuoasă în casa Domnului. Când am mestecat gumă în casa Domnului și nu este bine. Și vine cugetul și mă mustră și o spun: a, ce are? Vin în casa Domnului, stau picior peste picior, mă întind. Și vine cugetul: măi, nu-i bine să stai așa. Hai, frate, lasă-mă cu astea. Până într-o zi când cugetul se întunecă și nu-ți mai vorbește: frate, pe mine nu mă mustră cugetul. Pentru că ai înădușit adevărul în nelegiuire. Eu n-am nicio problemă să mă rog cu capul descoperit. Cunosc cazul și nu intru eu în detalii. Cam și între neam, așa mai departe. Capul acoperit trebuie doar la rugăciune. Și ce să vezi, când se rugau, nici nu mai acoperiu capul. Pentru că la un moment dat cugetul nu ne mai mustră. De aceea Apostolul Pavel spunea tot în Romani, în capitolul 9, iată ce important este versetul 1, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu. Păi frate, nu mă mustră cugetul, dar ai cugetul luminat de Duhul Sfânt? Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. De aceea trebuie să citim Biblia. Că prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu luminează cugetul nostru și îl pune în acord cu Scriptura. Și eu încep să gândesc, încep să am o perspectivă, să văd ca Biblia. Și de aceea trebuie să închidem Reels, să închidem Instagram, să închidem Facebook, să închidem toate astea. Cu fiecare minut care stai pe lucrurile acestea, se întunecă cugetul. Cu fiecare secundă se întunecă cugetul. Și ajungi tot mai greu să discerni adevărul de întuneric, lumina de întuneric și adevărul de minciună. Și ajungeți unii dintre voi și toți veți ajunge în fața unor decizii importante în viață și nu veți putea deosebi voia lui Dumnezeu. Romani capitolul 12. Cu unul vă îndemn, frați, să duceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră, slujbă duhovnicească. 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia. Asta nu înseamnă doar să nu îmbraci blugi sau pantaloni. Asta înseamnă să nu te uiți la ce se uită lumea aceasta. Să nu te hrănești cu ce se hrănește lumea aceasta. Că lumea aceasta are chipul ei, nu doar în freză, nu doar în unghiile vopsite. Că astea uneori le ascundeți. La biserică vi le dați jos. Plecați și le puneți înapoi. Și nu vă știe nimeni. Dar dincolo de asta, în mintea noastră se formează o imagine. Trăim o imagine a lumii acesteia. A chipului lumii acesteia. Începem să gândim ca lumea. Mă întreabă o tânără: frate, dacă mă căsătoresc și îmi dau seama că n-a fost pentru mine, ce fac? De unde e întrebarea asta? Vă spun de unde. Nu-i din Biblie. E din lume. Că în lume apare problema asta. Dacă nu te-ai potrivit, dacă te-ai căsătorit, ți-ai dat seama, mă, n-a fost pentru mine, îl las eu pe altul. Și zic, cum adică ce faci? Închizi ochii și mergi până la moarte. Păi prea de tot asta. Uitați-vă cum ne influențează lumea. Așa ne influențează lumea. Și ajungem să nu mai considerăm păcat ce Biblia numește păcat. Și ajungem să spunem: frate, pe mine nu mă mustră cugetul. Păi dacă s-a întunecat cugetul tău, poți să privești pornografie și vii și cânti la fanfară fără problemă. Și
Și nu te mustră cugetul. Nu-l mai mustră cugetul, nu-l mai mustră cugetul. Poți să practici păcate imorale, să trăiești în stări vinovate, în minciună. Poți să trântești ușa la mama nasă, îi spui tași din gură. Și apoi vii și cânți în biserică. Și nu te știe nimeni. Dar cugetul se întunecă și într-o zi, când va trebui să poți să discerni adevărul de întuneric, de lumină. Întunericul de lumină, adevărul de minciună, nu vei putea. Iată ce spune aici, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți. Asta nu înseamnă să te faci că ești pocăit, da? Cum fac unii, ci să fie o transformare. Cuvântul aici este metamorfoză, o schimbare completă, nu intru acum în detalii, prin înnoirea minții voastre. Și iată urmarea. Dacă prin cuvântul lui Dumnezeu, prin lumina cuvântului lui Dumnezeu, ajungi să se noiască mintea, să se lumineze cugetul, vei putea să deosebești bine voia lui Dumnezeu. Aici e tragedia. Dacă în seara aceasta, uite, pentru fetele care, să zic, peste 20 de ani, celelalte mai jos de 20 de ani, mai așteptați, dar ai pentru fetele de 20 de ani în sus. Dacă acum ar veni un băiat la tine și spune, uite, eu am înțeles din partea Domnului că tu vei fi soția mea. Nu că spune, hai să vedem vreo 4-5 ani, discutăm, vedem dacă ne potrivim și apoi vedem ce-o fi. Nu asta. Ai putea să deosebești bine voia lui Dumnezeu? Sunt băieți care habar n-au ce să facă. Ba le-ar place, ba nu le-ar place, ba ar începe, ba n-ar începe, nu știe. N-are nimic în capul lui, habar n-are ce să facă. Nu poate deosebi voia lui Dumnezeu. Stau de vorbă cu o tânără undeva, 28 de ani. Și, mă rog, spune ea problema ei și durerea inimii, un băiat care, când vorbea cu ea, când o lăsa, când iară vorbea, când iară, dispărea, că așa câte o lună, 20, când a intrat în pământ, după iară îi scria. Păi iară dispărea. Și fata săracă, habar n-am ce să facă. Și o întreb pe fată, ești botezată cu Duhul Sfânt? Și a zice, nu. Și eu mă gândesc, măi, poate a venit din lume, recent. Dar de cât timp te-ai botezat? De cât timp te-ai pocăit? O, dar eu sunt biserică de mică. Ești în biserică de mică? Până acum unde ai fost? Și ajungi la 28 de ani și stă în fața unui astfel de băiat nehotărât, trece un an, trec doi, trec trei, habar n-are care e voia Domnului. Și nu poate discerne voia Domnului. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ca să poți discerne voia lui Dumnezeu, tu trebuie să ai un cuget curat. Trebuie să fiți schimbați, spune aici, să nu vă potriviți chipului viacului, ci să vă schimbați, transformați, metamorfozați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Dă-mi voie să te întreb, tânără care ești aici, băiatule, tânăr care ești aici, frați și surori, oricare dintre noi, avem cugetul curat? Avem inima curată? Era amintit ieri dimineață un verset din 1 Ioan, capitolul 2, dacă nu mă înșel, spune acolo că, capitolul 3, versetul 19, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Aici vorbim despre cuget. Cugetul ne poate osândi. Când am greșit, cugetul ne osândește. Și atunci ai nevoie să vii la mărturisire, să se facă curățirea cugetului tău, ca să poți să trăiești mai departe într-o stare liniștită înaintea Domnului. Într-o astfel de stare vine Domnul și îți vorbește. Într-o stare de liniște, așa vine Domnul să-ți vorbească. Încerc să conving mulți tineri și stau de vorbă cu unii dintre ei în diverse părți și întreb, auzi, cum ți-a vorbit Dumnezeu? Ui, Dumnezeu mi-a spus, uite, așa mi-a vorbit. Dar, zic, ai vreun păcat nemărturisit în viața ta? Și recunoaște sau nu, dar are. Câtă vreme avem un păcat, o stare vinovată în viața noastră, Domnul nu ne vorbește de căsătorie. Ascultați-mă bine ce vă spun.
Domnul nu-ți poate vorbi nici de căsătorie, nici de locul de muncă, pentru că Duhul Sfânt, spune Ioan capitolul 14 și 16, Duhul Sfânt când va veni, va dovedi lumea vinovată. Prima lucrare a Duhului Sfânt nu să spună cine pentru tine la căsătorie. Prima lucrare a Duhului Sfânt e să lucreze în tine sfințirea. Iată 1 Petru capitolul 1, versetul 2. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, prima lucrare a Duhului Sfânt, prima voce a Duhului Sfânt, El te convinge de păcat, El la nivelul cugetului îi spune, n-ai privit ce trebuia, n-ai vorbit, atitudinea ta față de mama n-a fost bună. Și dacă ignori vocea cugetului, poți să vii să-mi spui de 1000 de ori că ție ți-a vorbit Domnul, că aia e pentru tine, că nu te cred. De aceea sunt așa de multe falimente. Că tinerii au impresia că le vorbește Dumnezeu, dar întotdeauna mai întâi Domnul vorbește despre sfințire. Când mi-am sfințit viața, când mi-am sfințit inima, când mi-am curățit cugetul, când sunt plin de Duhul Sfânt și într-o stare de sfințire, acum poate veni Dumnezeu să-mi vorbească. Și încep să deosebești vocea Duhului Sfânt. Știți că și inima noastră ne vorbește? Și inima noastră ne vorbește. Și spune Biblia că inima e nespus de rea și înșelătoare. Tu trebuie să ajungi ca tânăr. Noi trebuie să ajungem să deosebim. Una dintre întrebările uzuale care le avem la tinerii serioși, nu la cei neserioși, că acolo nu avem treabă. Voi sunteți tineri serioși. Dar una dintre întrebările uzuale care apar la întrebări este: cum pot să cunosc voia lui Dumnezeu? Cum discern glasul Domnului? Bună întrebare! Știi cum? Mai întâi Domnul îți vorbește despre sfințire. Sfințește-te! Și Domnul te învață să deosebești glasul Lui de glasul inimii tale sau de glasul înșelător, cum era cuvântul că vor fi unii amăgiți. Că vin glasuri care amăgesc. Dar ce are Dumnezeu că stau și eu la un film, dar nu se uită toți? Dar nu s-au uitat toți la meci? Toți se uită la meci, mă uit și eu la un meci. Cu fiecare minut petrecut pe lucrurile acestea, inima se întunecă. De aceea când noi strigăm, închideți-vă rețelele sociale, nu mai stați pe ele, stau unii și în biserică. Noi strigăm asta nu că să vă facem un rău, ci pentru că știm că atunci când petrecem timp cu lumea, lumea ne influențează. Când petreci timp cu Dumnezeu, Dumnezeu te influențează. Gândirea lui Dumnezeu o găsim în Biblie. Când stai în Scriptură, vei ajunge să gândești ca Dumnezeu. Valorile care le ai vor ajunge să-ți fie valori dumnezeiești când citești Biblia. Dar dacă nu, vei avea valori trecătoare. Îmi vine acum în minte, hai să vă pun în față un exemplu în privința aceasta. Două exemple, de fapt. Unul dintre ei este Zedechia, unul dintre ultimii împărați al lui Iuda. Au fost duși apoi în Babilon, poporul mare parte omorât, o parte dusă în robie. Vorbește cuvântul Domnului, și timp din Ieremia. Ieremia, capitolul 30 și... imediat vă spun, 38, 39... Hai să citim din 38, unde spune cuvântul Domnului că Zedechia avea neveste, avea copii și la un moment dat Zedechia este pus în fața cuvântului Domnului și Domnul îi vorbește un lucru și spune cuvântul Domnului în Ieremia 38, versetul 16, că nu te voi omorâ, spune lui Ieremia, nu te voi omorâ, spune-mi cuvântul Domnului. Și Domnul vorbește prin Ieremia: dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Și m-am gândit la nevestele, că avea mai multe neveste Zedechia, din ce înțeleg eu din Biblie. M-am gândit la fetele acelea. Când a ajuns împărat, spune în 2 Cronici 36, dacă nu greșesc, când a ajuns împărat, Zedechia avea 21 de ani. 21 de ani, o vârstă în care... am început să ne căsătorim, ar trebui. Mai repede, puțin, cam prea repede, da? 21 de ani. Și acum, Zedechia din casă împărătească, băiat, bine, împărat, avea casă împărătească, urma să fie la tron, și croiau fetele în jurul lui.
Păi cum, uite, o să fii, dacă mă ia pe mine, o să fiu nevasta împăratului, first lady, cum spune în America, nu? În același timp, cu Zedechea, trăiau niște băieți. Despre ei ne scrie în Ieremia 35. Și vă pun aceste două familii, familia lui Zedechea și familia Recabiților, în față. Ieremia 35, în versetul, spune versetul 6, că le-a spus Ieremia să vină să le dea să bea vin și i-au spus, noi nu bem vin, în versetul 6, căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți vin niciodată, vin nici voi, nici fiii voștri. Dar n-a fost vorba doar de vin. Fiți atente, fetele. Să nu zidiți case, să nu semănați nicio sămânță, să nu sădiți vii, să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi. Dacă ai alege în față Zedechia, viitorul împărat, vei fi nevasta împăratului, și lângă el, uite, dacă i-am pune așa pe un podium, lângă el, uite, să luăm pe unul dintre ei de aici, Iazan, i-am versetul 3, un fiul lui Ieremia, unul dintre fiii Recabiților. Pui pe Zedechia și pe Iazan, ăsta săracul de el nici costum n-avea. Un nimeni, un purice, cum zic oamenii, un nimeni. Ăsta nu trăia în casă împărătească. Și mai vine să spun, auzi, dacă o să fii soția mea, zice Iazania, n-ai să locuiești în casă. Toată viața vom locui în corturi. Și acum fetele aleg. Păi cum? Eu să locuiesc în cort? Păi eu de când îți mă visez în casă? Să am o casă, să am baie, să am... Și ăștia a lui Recab treceai pe strada lor niște corturi. Nu știu, fi fost gazon pe jos sau nisip, dar să stai în cort în Africa 2 săptămâni e ok. Să crești 5 copii în cort e o problemă deja. Și în vremea aceea nu stăteau toți în corturi, că erau case împărătești, aveau deja case. Gândiți-vă dacă ați fi fost o fată din vremea aceea și trebuia să alegi. Uite, mă căsătoresc cu Zedechia sau mă căsătoresc cu Iazania. Pe care îi alege? Că așa sunt unele fete, nu pot să discearnă. Și mă, dar cum? Păi, dar ele au pe Zedechia. Păi, ajung împărăteasă. O să-mi fie bine, o să fie frumos. O să fim acolo, la palat. O să avem servitori. Iată finalul celor două familii. Finalul familiei lui Zedechia, că nu insist mult aici, în capitolul 38 îi spune Dumnezeu așa lui, prin Ieremia. Versetul 20, ascultă glasul Domnului în ce-ți spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul. Și acum auziți, dacă ați fi ales să fiți nevasta lui Zedechia, toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpetenile împăratului Babilonului și vor zice, jălind prietenii tăi buni, te-au înșelat așa. Toate nevestele tale, 23, și copiii tăi vor fi luați de haldei și nu vei scăpa din mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc. Știți ce s-a întâmplat? Casa aceea la care au visat fetele și nevestele lui Zedechia, spune în 39:8, haldeii, când au intrat în Ierusalim, au ars cu foc casa împărătească. Ați mai vrea acum să fiți nevasta lui Zedechia? Vedeți, noi alegem după valorile care le avem. Noi alegem după valorile care le avem. Noi avem niște valori. Tu vei alege după valorile care le ai. Dacă pentru tine vă întrebi pe o fată, auzi, băiatul cu care mi-a spus că vrea să-ți căsătorească, îi boteza cu Duhul Sfânt? Mă, nu știu. Sau zice, nu-i boteza, dar a zis că stăruie. Și tot stăruie de ani de zile. Păi e valoare pentru tine să fie botezat cu Duhul Sfânt. E valoare pentru tine, băiatul, să fie, să citească bine, să știe Biblia. E valoare pentru tine, fata cu care te vei căsători. Ți-ai făcut niște valori. Da, dar unii se gândesc numai valori din astea, să fie frumoasă. M-a zis un băiat despre o fată, toată, băi, când n-am văzut, am transpirat. Ce-a fost aia? Duhul Domnului, așa-i? Nu, a fost poftă. Și apoi ne mirăm că sunt falimente? Valorile acestea, dragii mei, se găsesc, ni le însușim prin cuvântul lui Dumnezeu sau prin stat pe Facebook. Când stai pe lucrurile acestei lumi, îți însușești niște valori lumești. Și ce se arată acolo? Cele mai bune mașini, cele mai bune rochii, cele mai bune ținute. Și asta visează unele fete.
cele mai bune ceasuri, cele mai frumoase costume și asta visează unii băieți. Dacă stai în cuvântul Domnului, toate acelea pentru tine vor fi nimicuri. Și pentru tine valori vor fi ascultarea. Știți care era valoarea, care era valoarea principală a lui Iazania și a familiei aceasta fiilor lui Recab? Spune în versetul 30, Ieremia 35:8. Astfel, noi ascultăm. Cum stați cu ascultarea de părinți? Cum stați cu cinstirea părinților? Când ai trântit ultima oară ușa în fața părinților? Spunea un predicator bătrân din America, a murit de la acum. Zicea el, undeva pe la 80 de ani, în peste 40 de ani de slujire, n-am văzut o fată sau un băiat, un familist ajuns deja matur, care nu și-a cinstit părinții să fie binecuvântat. Unul n-am văzut. Dar spunea el, am stat de vorbă cu mii, sute și mii de astfel de persoane care și-au disprețuit părinții, le-au trântit în față niște cuvinte și-au plecat și-au ajuns să plângă. Care sunt valorile tale? Păi valoare poate să fie să fii cel mai șmecher din grupa ta, să râzi acolo, să fii șmecher. Pentru Iazania, pentru fiul lui Recab, valoare era ascultarea. În cugetul lui era să asculte, dorința inimii lui era să asculte. Și tot ceea ce se învârtea în familia lor, fetele care intrau în familia lor, că spune aici, astfel noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab. Știți cât timp a trecut de la Ionadab până la Ieremia? Până la Iazania? 250 de ani. Ascultați-mă bine, 250 de ani. Vine Iazania la o fată și zice, auzi, dacă vreți să te măriți cu mine, nu scrie în Biblie, dar înțelegem din context, dacă te vei mărita cu mine, tu vei locui toată viața în corturi. Și acum e normal ca fată să întrebe, că e normal. Dacă ar veni un băiat să spună fetei mele că nu vrei să mărite asta, le iau la întrebări. Da? Și întreabă, dar de ce să locuim în corturi? Păi stră bunicul meu, de acum 250 de ani a poruncit să locuim în corturi. Păi, dar ce trebuie? Păi nouă ne spun frații și părinții de 2 ani, de 3 ani și călcăm în picioare cuvântul. Ei după 250 de ani ascultau. Cuget curat. V-am arătat finalul vieții lui Zedechia. Soțiile acelea au fost duse în robie. Copiii acelor neveste au fost omorâți în fața lui Zedechia. Ultimul lucru care vede Zedechia este copiii lui omorâți în fața lui. Scrie în 39. Acum auziți finalul familiei lui Recab. Finalul impropriu spus, pentru că n-a avut final. Ieremia 35, versetul 19. Le spune Dumnezeu în 18, pentru că ați ascultat, pentru că ați păzit, ați făcut tot ce v-a poruncit El, pentru aceasta așa vorbește Domnul. Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea. Iată ce înseamnă cuget curat. S-a ascult, dar unde era Ionadab? Păi Ionadab murise de vreo 200 de ani. A murit. Și ei ascultau ce a spus bătrânul acum. Ei încă ascultau. Pentru ei valoare era ascultarea. Pentru tinerii de astăzi, o spun cu durere, valoare este să fie cât mai șmecher. Care trântește mai tare ușa părinților? Nimeni nu face asta fără să plătească mai târziu. Nu există să nu plătești. Și câți nu plătesc lucrurile astea? Cred că v-am mai spus aici, data trecută, o fată care, și cunosc cazul, s-a pus mama ei în fața ușii și i-a spus, nu pleca la București, și a zis, dă-te la o parte că dacă nu trec peste tine. Și mama a stat în fața ușii, în genunchi în fața ușii și nu s-a dat la o parte și a trecut peste ea. Dar nimeni nu poate să treacă peste Domnul să rămână nepedepsit. Și rău a mai plâns și rău a fost lovită și așa mai departe. Iată finalul acestei familii. Nevestele lui Zedechia aduse în robie, fără copii, copii omorâți în fața lor, Zedechia legat în lanțuri, cu ochii scoși, dar finalul lui Iazania, finalul familiei lui Recab, spune, totdeauna va fi un urmaș în casa lui, din casa lui Recab, pentru că au ascultat. Uite ce înseamnă un cuget curat. În această seară poți să spui că ai un cuget curat? Poți să spui că ai ascultat de părinți, ai ascultat de frați?
Voi plecați afară și frații nu vă văd. Și nu trebuie să ne vadă frații, că ne vede Domnul. Ce vorbim? Ce gândim? Spune acolo, citeam din 1 Timotei 1 cu 5, că dragostea se păstrează, vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, dintr-o credință neprefăcută. Tu aici te arăți că ești pocăit, de afară nu mai ești pocăit. Când bați mingea și înjur ca la ușa cortului, nu mai ești pocăit. Dacă aici poți să spui, ești pocăit, poți să te arăți că ești pocăit. Credință prefăcută. Și toți care fac asta, la final vor cădea. Mai dau un exemplu din 1 Samuel, capitolul 25. Sper să nu greșesc. Spune în felul următor despre o fată foarte înțeleaptă, o femeie foarte înțeleaptă. Abigail, David era pornit să facă rău, pornit pe război, să omoare toată casa, dar 1 Samuel 25, să omoare tot ce era lui Nabal. Un om nebun, știți istoria, nu intru în detalii. Dar femeia aceasta spune un cuvânt care mie mi-a străpuns inima. Și aș vrea să rămână cuvântul acesta în inima voastră, fete și băieți, auziți? 1 Samuel 25, versetul 29. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească, Domnul te va ajuta. 30. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singură. Vine o vreme când tot ceea ce faci, tot ceea ce facem noi, vom culege roadele. Vedeți, noi putem să mergem la magazin. Când mergem la magazin și cumpărăm de acolo, mergem la Kaufland, de exemplu, iei un coș, poți să iei trei coșuri, le umpli. Poți să pui în coș ce vrei tu. Poți să mergi la un restaurant, mergi la KFC, comanzi 10 meniuri dacă vrei. Nu te întreabă nimeni dacă ai bani, dar te pune să plătești. Nu pleci din magazin, ai încărcat trei coșuri, plătești totul. Așa este și aici. Vine o zi când vei plăti tot ceea ce ai ales, valorile care le-ai avut. Îți vor aduce niște rezultate. Ceea ce ai semănat vei secera. Hai să vă spun ceva. Vine ziua când fiecare dintre dumneavoastră, fete, băieți, veți dori să fiți aici, nu știu unde o fi acum, când e căsătorie aici. Veți fi aici în față undeva, la căsătorie, o fată și un băiat, pe rând. În ziua aceea, când te vei uita în sală, când vei sta înaintea Domnului și vei ridica ochii și vei aștepta ca Domnul să vină să-ți dea binecuvântarea, vei avea mustrări de cuget? Femeia aceasta care vorbește parcă prin glas profetic, parcă este simbolul Duhului Sfânt din Noul Testament, cu o înțelepciune deosebită, când va face Domnul Domnului meu tot binele care l-a promis, Domnul meu nu va avea mustrări de cuget. Când vei sta aici în față, vei putea să spui, Doamne, vino și binecuvântează-mă pe mine și pe soțul meu, pe mine și soția mea care ne căsătorim astăzi, că m-am păstrat curat. Ochii sunt curați, viața mi este curată, inima mi este curată, cugetul curat. Sau vei pune ochii în pământ și nu vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Peste câți nu ne punem de multe ori mâinile și încercăm să trăim, dar nu noi dăm binecuvântarea. Un proroc pe care îl cunosc personal, într-o zi era la o nuntă și a venit Duhul Domnului la el și a venit Domnul Iisus și a spus, uite, am venit să dau binecuvântarea celor doi care erau la nuntă. Dar ea, mireasa, în casa mea, nu are capul acoperit. Un exemplu. Am venit să le dau binecuvântarea, dar nu pot să le dau pentru că nu m-au ascultat. Și prorocul a văzut cum Domnul a plecat. Și frații se roagă, cerem binecuvântarea, vorbim de binecuvântare și binecuvântarea nu-i. Când vei ajunge și vor trece ani, când te vei căsători și Domnul va da un copil dacă va fi bolnav și Doamne, Dumnezeu să ne păzească, dacă va veni un copil, vei avea mustrări de cuget? De aceea, dragii mei, cuvântul Domnul ne cheamă astăzi să trăim cu un cuget curat. Frați și surori, tineri și tinere, fete și băieți, când vii înaintea Domnului să poți să spui, Doamne, am cugetul curat. Cu 14 ani în urmă, luna aceasta am împlinit 14 ani când am stat aici cu soția mea.
Nu mi-am dorit nimic în ziua aceea mai mult decât Domnul să mă binecuvânteze. Și pot să spun cu toată libertatea că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Dragii mei, Dumnezeu are pentru fiecare dintre voi plan de binecuvântare. Dar ca să poți înțelege voia lui Dumnezeu, trebuie să-ți păstrezi cugetul curat. Atâția tineri, 14 ani de la 15 ani, vorbim cu câte un băiat, 16 ani, 17, mai schimbăm vreo 2-3 băieții, câte 2, 3, 4, 5, 6, 10 fete. Când a ajuns la 21 de ani și vrea să se hotărască, după ce a încercat el și a vorbit cu nu știu câte, acum zice, Doamne, arată-mi care îi. Păi ce să-ți arate Domnul? Și atunci mergem la proroci. Frate, ai numărul la un proroc? Păi noi avem numărul la proroci, oameni serioși. Numai că sună la 5 proroci sau la 10 proroci, are 10 lucrări, toate spun diferit. Toate 10 spun diferit. După 10 prorocii mai încurcat ca înainte. Și ce frate? Și apoi vine și spune, nu mai sunt proroci astăzi, m-am lămurit de cu prorocii. Nu prorocii îți devină, tu ești de vină. Că nimeni nu poate lua pe scurtătură. Nimeni nu fură binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimeni nu fură, nimeni nu-l fentează pe Dumnezeu să-i smulgă binecuvântarea. Și binecuvântarea, discernământul în viața spirituală pleacă mai întâi când Domnul te mustră în privința păcatului. Asculți? Când cugetul tău te mustră, când vine Duhul Sfânt și te mustră pentru păcatul din viața ta, pentru păcatul din viața mea, când n-am fost corect, când n-am lucrat cu corectitudine, ascult sau spun, lasă că asta n-are nimic. Și trece o zi, și trec două, și trece un an, și apoi când stau în fața unor decizii, să rămân în țară sau să plec în străinătate. Și vin unii, parcă aș pleca în Anglia, unii băieți, mă duc în Anglia, mă duc în Spania, nu știu unde. Ai întrebat pe Domnul? Da. Și ce-o zis Domnul? N-am înțeles, frate, ce-o zis, dar eu mă duc. Și merge și vine de acolo fără nimic, sau intră în faliment mai rău. Pentru că n-a înțeles voia Domnului. Mai întâi Domnul întotdeauna când ne vorbește, și închei, întotdeauna mai întâi Domnul ne vorbește în privința sfințirii păcatului. Dacă pentru noi valoare e sfințirea, eu mă uit la voi, la voi ca tineri, ca băieți tineri, și cred că Dumnezeu are între voi să scoată, cum a fost în seara aceasta, slujitorii. Stăteam de vorbă cu un tânăr recent, vă spuneam de el, l-am întrebat, Domnul a început să-i spunea că Domnul a început să-i spunea că ceva lucrări, și îl întreb, auzi, când ai fost ultima oară la mărturisire? Frate, nu știu, n-am fost de mult. Auzi, dar ai un frate la care te mărturisești, la care să-i spui viața ta, problemele tale? Nu știu. Și când am întrebat mai multe lucruri în privință, el n-avea pe nimeni cu care să discute. N-avea un mentor. Ceea ce vă spun, cred că v-am spus la trecută, cel mai important pentru voi, să vă găsiți un mentor, un frate slujitor de aici din biserică, la care să-i spuneți toate slăbiciunile. Frate, sunt slab, frate, sunt slab în privința asta. Roagă-te cu mine, am nevoie de ajutor. M-am luptat, plâng, postesc, dar nu pot să biruiesc, ajută-mă! Când ispita e la nivelul minții, mai ales când încă lucrurile sunt începătoare la nivelul cugetului, foarte ușor pot să fie. Când ele se transformă în fapte și când faptele făcute în mod repetat, când în mod repetat ai deschis internetul și te-ai uitat la pornografie încă o dată și încă o dată și încă o dată, e tot mai greu să te împotrivești, să scapi. Și sunt unii care după căsătorie încă n-au scăpat. Și întreb, cum te-ai căsătorit așa? Nu știu, frate. Auziți ce vorbesc? Nu-i de joacă cu lucrurile astea. Dumnezeu are pentru fiecare dintre voi gânduri de pace, de binecuvântare. Dar ca să mă cinstească Dumnezeu, nu mai citesc, 1 Samuel, în capitolul 2, spune acolo, pentru că îi spune Dumnezeu lui Eli, pentru că m-ați necinstit, pentru că m-ai necinstit și fiii tăi m-au necinstit. Noi ajungem să-L necinstim pe Dumnezeu. Voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cine mă disprețuiește va fi disprețuit. Și dacă sun la proroc, nu-ți descoperă Domnul. Sau te încurcă Dumnezeu și mai rău. Nu vreau să vă speriu, dar aș vrea să vă trezesc pe unele și pe unii. Că de aceea ajunge să spune, frate, nu mai înțeleg nimic, nu știu ce vrea băiatul ăsta de la mine. Ba îmi spune, ba nu știe, nici el nu știe ce vrea.
Și așa unele au fost câte 2, 3, 4, 5 ani, târâte așa, în visări. Și la final le-a dat papuci și a plecat. Și în timpul ăsta poate putea să mărite cu altul care era voia lui Dumnezeu. Dar n-a putut să discearnă voia Domnului. Că noi nu putem pușca din degete să vină Dumnezeu să ne descopere atunci când vrem noi. Îi spune Daniel lui Arioc și împăratului Nebucadnețar când a avut visul Daniel capitolul 2. Citiți dumneavoastră acasă. Daniel a cerut vreme de la împărat, a cerut vreme ca să primească de la Dumnezeu descoperirea. Dumnezeu nu ne dă înțelepciunea lui așa că batem noi din palme. E nevoie de timp, e nevoie de ani de zile în care să stăm. De aceea de la 13, 14, 15 ani este cel mai prielnic timp să te adâncești în Scripturi. Nu să stai pe WhatsApp și pe Facebook cu 20 de fete. Să te adâncești în Scripturi, să înveți cum gândește Dumnezeu, să înveți modul de viața lui Dumnezeu, să nu mai fii străin de viața lui Dumnezeu, să fie Dumnezeu Tatăl tău, să te întâlnești cu Hristos, să trăiești cu Hristos. Și când va veni ziua să ai nevoie de Hristos și vei striga, Tată, am nevoie de un răspuns, Dumnezeu va veni și sunt mărturii în biserica aceasta. Sunt frați care sunt căsătoriți, sunt tineri ca și voi, cu câțiva mai mari căsătoriți, căora Domnul le-a răspuns clar pentru că l-au cinstit pe Dumnezeu și Dumnezeu ne cinstește când îl cinstim pe Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele! Ești gata să închizi tot ceea ce trebuie să închizi? Ieremia, capitolul 19. Spune versetul 15 acolo, dacă vei despărți, v-am mai dat de acest verset, e foarte frumos acest verset. Ieremia 15:19, mă scuzați. Dacă te vei lipi iarăși de mine, îți voi răspunde iarăși. Nu-ți răspunde Dumnezeu? N-auzi vocea lui Dumnezeu? Nu cumva te-ai depărtat, ai pus distanță între tine și Dumnezeu? Dacă vei despărți ce este de preț, de ce este fără preț, uneori stai pe YouTube și tot dai pe el în sus și nu-i ceva păcătos. Nu-i păcătos. Te uiți și tu poate la... Dar fără preț și Dumnezeu spune, dacă vei despărți, ai vrea ca Domnul să te folosească ca predicator, desparte cei de preț, cuvântul Domnului, de cei fără preț și închide cei fără preț și rămâi la lucrurile de preț și promisiunea Domnului asta. Dacă vei despărți ce este de preț de ceea ce este fără preț, vei fi ca gura mea. Dumnezeu va pune cuvântul lui în gura ta. Vei putea să vorbești, Dumnezeu poate să dea un dar. Așa cheamă Dumnezeu slujitori. Tineri ca și dumneavoastră, la 14 ani, la 15 ani, la 16 ani, care din timp ne ia, ne umple cu Duhul Sfânt, ne învață, greșim. Greșim și eu am greșit mult, greșim. Nu-i problemă că noi greșim. Problema este să am pe cineva care zice, frate, uite, ajută-mă, nu știu, nu înțeleg. Și Dumnezeu acela care ne crește pas cu pas. Dacă păstrăm cugetul curat, Apostolul Pavel spunea la un moment dat în viața lui și mi-aș dori ca la finalul vieții să pot să spun și eu ca Apostolul Pavel în Faptele Apostolului, capitolul 20 și 3, versetul 1. Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înainte lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Când vei sta aici să poți să spui Domnului, Doamne, adu-ți aminte că de 5 ani, de 6 ani, de când te-am întâlnit, te-am slujit cu un cuget curat, ascultă-mă, se va prezenta Dumnezeu la nunta ta, se va prezenta puterea lui Hristos la nunta ta, Duhul Sfânt te va binecuvânta Dumnezeu și toți dacă ar fi împotrivă, când Dumnezeu binecuvântează, nimeni nu răstoarnă binecuvântarea. Să poți să spui, după ani de zile, când vei sta cu copilul tău în brațe, bolnav, și vei veni înaintea Domnului, că vine ziua aceea, că nu o să te ajute medicii, nu te ajută nimeni. Când vei sta cu copilul tău în brațe, când vei sta cu soția în brațe și vei striga la Dumnezeu, Doamne, am nevoie să mă asculți. Să vină Dumnezeu să răspundă, mai cinstit, te cinstești și eu îți răspund. E așa de important, cine îl cinstește pe Dumnezeu, Dumnezeu îl va onora. Mi-aduc aminte că într-o zi, cred că la 7-lea copil, ne-am întors din spital cu soția după 3 zile sau 4 zile, când a fost în spital la 6-a cezariană sau 5-a cezariană. Și când am ajuns acasă, durea capul îngrozitor. Am zis, Doamne, m-a chemat, a zis, nu mai pot, doare capul foarte tare. Doar ce plecasem din spital să mă întorc cu ea la spital, eram aici la Arad, să plecăm la Buzău ziua următoare sau zilele următoare. Și s-a rugat și m-am rugat lângă ea. Dimineața spun, nu mă mai doare nimic. Știți ce important este când vom sta înaintea Domnului și vom striga, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău, să vină Dumnezeu să-ți răspundă.
Pentru că ai avut un cuget curat, ți-ai păstrat cugetul curat. Iar dacă ești aici în această seară și cugetul tău este murdar, Dumnezeu încă și astăzi spală prin sângele Fiului Său. Tu de la mărturisire, ia pe unul din frați, mărturisește-te, pune capăt stării vinovate din viața ta, trăiește în sfințenie și Dumnezeu te va binecuvânta. Mă rog ca în viața noastră să fie binecuvântarea lui Dumnezeu, peste viața voastră să fie binecuvântarea lui Dumnezeu și prin orice veți trece, dacă veți păstra inima curată și cugetul curat, la final vom fi binecuvântați, veți fi binecuvântate, veți fi familii binecuvântate, băieți binecuvântați, cu familii binecuvântate. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.